Profesor dr. Valeriu Tabără, fost ministru al agriculturii, a fost ales în funcția de președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu Sisești, pentru un mandat de patru ani. Lupta pentru președinție a fost destul de strânsă, câștigătorul fiind desemnat după cel de-al doilea tur de scrutin. Invitat în studioul AgroTV, în emisiunea Agricultura la raport, Valeriu Tabără și-a prezentat planurile de perspectivă ale mandatului său și, alături de realizatorul Ovidiu Ghinea, a făcut-o o analiza a fenomenului agricol românesc. L-aș întreba pe domnul Valeriu Tabără care sunt prioritățile dumneavoastră ca și președinte al ASAS? Sunt mai multe, de fapt 40, aproape 40 de puncte am avut în program și ele se desprind din realitățile și din ceea ce se cere de la această instituție care este Academia de Științe agriului Silvice, dar nu atât Academie cât structurii și aceea ce înseamnă sistemul de cercetare agricolă din România. Pentru că dumneavoastră se cunoaște și noi am stat de mai multe ori la această emisiune și la dumneavoastră la, la emisiune, cercetarea agricolă nu de puține ori a trecut prin crize puternice și prin crize mari. Ori am pornit de la premiza pe care am mai spus-o și altă dată, că o agricultură modernă în România nu se va putea construi niciodată fără o cercetare bine pusă la punct că este cercetare publică, că este și cercetare privată, asta este cu totul și cu totul altceva. Este foarte important însă să realizăm material biologic în România, să realizăm în România te tehnologii și tot în România să realizăm și cercetări privind soluții de rezolvare a unor probleme legate de resursele naturale.